Dumneavoastră, ca și Iorga, spuneți, am învățat la 5 ani franceza și nu franceza de guvernantă. Religia spune, ce l-a creat pe Dumnezeu? Dumnezeu s-a creat pe sine însuși. Contradicție logică. Ca să te crezi, trebuie să mai întâi să existi. Cu alte cuvinte. Bun, religia nu spune neapărat asta, iertați-mă că intervin, dar dogma ortodoxă spune că Dumnezeu e necreat. Deci nu s-a creat pe sine. Da, e nenăscut și necreat. Asta este singurul răspuns corect. Universul este inteligent și nu a spus eu, a spus o mare fizician, el seamănă mult mai mult ca o mare gând decât ca un mecanism. Deci, ca să înțelegem de unde vine rațiunea de univers, putem să înțelegem decât că el a existat întotdeauna. În funcție de cât ne implicăm noi într-o realitate, există stres. Viața nu poate să fie fără stres, dar măsura în care te implici în ea este și răspunsul. Ce este stresul? Răspunsul organismului la o traumă, că este psihologică, chimică, fizică, etc. Dacă nu te implici sau dacă încauți o cale de raționare, poate că omul ăla care imaginite era și el supărat, poate că nu este așa, să-i găsești o scuză și atunci reacția ta să fie una de iertare, că de-aia am plecat de la iertare. Neiertarea înseamnă stres, înseamnă o chimie nocivă organismului, iertarea înseamnă împotrivă. Dacă vrei să-ți vindeci o boală, iartă mai întâi vecinul cu care te-ai iertat. A neierta înseamnă să rămâi sub incidența unei chimii nocive. Acest cuvânt, satana, în limba ebraică, înseamnă exact asta, acuzatorul. De ce acuzăm? Pentru că obținem satisfacție. Care ar fi calitățile intelectuale ale unui președinte pe care ați vrea să le vedeți într-o țară civilizată? În primul rând, nu trebuie să fie pus în partid. Vrei, nu vrei, el ține cu acei oameni. Ori el trebuie să fie al unei țări. Dacă e șeful statului, apoi statul nu-i format numai dintr-un partid, nu? Corect. Bun. Doi. Trebuie să fie un om bun, blând. Un om care are instincte ucigașe, nu are ce să caute acolo, devine rapid un dictator. Trebuie să fie un om modest. Omul care se vede dintr-o dată transformat, eu sunt cel mai deștept, iar este un pagubă pentru țara respectivă. Trebuie să ai niște calități. Blândețe, inteligență, înțelepciune. Eu numesc înțelepciune, eficiență, ceea ce faci cu inteligență.